În urma preocupării constante pentru siguranța rutieră, Poliția Municipiului Iași, Biroul Rutier, a desfășurat acțiuni consecutive în ultimele zile pentru a combate abaterile și pentru a promova respectarea regulilor de circulație. Polițiștii au desfășurat o amplă acțiune pe raza Municipiului Iași, axată pe identificarea și sancționarea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, au fost aplicate un total de 79 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 20 de sancțiuni au fost direcționate către conducătorii de biciclete, 9 pentru conducătorii de trotinete, iar 50 pentru alte abateri. Biroul Rutier Iași a organizat și executat o acțiune pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în special a celor produse pe fondul abaterilor la regimul rutier, săvârșite de bicicliști și de către conducătorii de trotinete. Au fost aplicate 79 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 pentru conducătorii de biciclete, 9 pentru conducătorii de trotinete, iar 50 pentru alte abateri, în valoare totală de 23.430 de lei. Au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare. Continuând eforturile pentru prevenirea accidentelor, pe data de 27 martie, Biroul Rutier Iași a organizat o nouă acțiune concentrată pe sancționarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză. De asemenea, la data de 27 martie anul curent, aceștia au organizat o acțiune pe linia constatării și sancționării conducătorilor auto care nu respectă viteza legală de deplasare. Au fost legitimate 33 de persoane și au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, dintre care 32 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, iar 20 pentru alte abateri, în valoare totală de 29.205 lei. Au fost reținute 2 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. În plus, ca măsură preventivă, au fost reținute 2 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare, semnificând determinarea autorităților de a descuraja comportamentul nesigur în trafic. Aceste cifre alarmante subliniază necesitatea unor acțiuni ferme pentru contracararea acestui fenomen și impunerea unor sancțiuni mai aspre. Autoritățile locale intensifică eforturile pentru combaterea acestui comportament periculos și pentru protejarea vieții și integrității cetățenilor. În acest context, polițiștii îndeamnă toți conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să evite consumul de alcool înainte de a se urca la volan.